Spuneți-mi, vă rog, de când aveți varză aici? De când ați adus varză? Acum? Acum o aduceai, de la Treambuia, au venit tumbul și... Și merele sunt tot ale dumneavoastră? Nu, merele sunt a mele, da. De unde sunteți dumneavoastră? De la Vârciuruba. Și aici cine stă în paturile astea? Băiat și o fată. Boschetari sau din piață? Boschetari. Boschetari ăsta. Văd că miroase a câine. Au și câini? Au, doi drăcu, au doi. Au doi care stau cu ei pe aici. Da. Și varza nu se... Nu-s microbe aici, nu credeți că e problemă cu depozitarea aici? Păi eu, domnule, știu. Deocamdată... A venit cineva de la primărie vreodată să vă întrebe ceva? Nu, nu veni nimeni. Am înțeles că fiind proces cu ăsta, cu patronul... Nu credeți că e în condiții improprii acolo ținută, nu fi să se infecteze? Că acolo stau boschetarii aia. Nici o oră nu ține. Voi de mai multe zile acolo? Nu, acum de dimineață am pus-o, că n-am mai avut, uitați, mesele toate pline cu varză și n-am avut. De unde ați adus varza? De unde e? De la Treambuia. Da? Da, imediat o să o aduc aici, că uitați, deja mesele se golesc. Nu credeți că se infectează până atunci? Nu. Acolo dorm aia boschetare, duceam. Știu. Acum, imediat, mă duc.